17 și 30 de minute. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Fostul premier Sorin Grindeanu lansează critici la adresa Ministerului Justiției, deoarece a venit prea târziu cu o propunere pentru pragul la abuzul în serviciu. Salariile angajaților CFR ar putea crește din iulie și vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor ajunge până la 19 grade. Ascultați știrile Digi FM. Comisia Europeană anunță că monitorizează situația din România după introducerea pragului de 250.000 de lei la abuzul în serviciu. Având în vedere, citez, angajamentele României în cadrul MCV și PNRR, potrivit G4.